Transilvania 5.0. Voi credeți că noi dăm ceva televizoare la promoții? Este vorba de 10 hectare de pădure. Dealul din spatele dumneavoastră, dacă v-ați dat, este un deal foarte greu. Dacă nu vom termina, ar fi mare păcat. Deci suntem aici la una dintre cele mai frumoase sărbători pe care le are Tășuleasa Social. Pădurea Transilvania totdeauna este o sărbătoare. Și cred că este o sărbătoare că imediat de cum se gata, toată lumea întreabă când începe. Deci, practic, suntem aici la Mihaiul de Câmpie, în Câmpia Transilvania, în Câmpia Transilvania care este deficitară de pădure, la Mihaiul de Câmpie care nu are o suprafață foarte mare, unde deja Transilvania a mai făcut încă o pădure care se dezvoltă excelent, crește. La Budești ați trecut cei care mai ales ați venit de la Cluj. Este o atmosferă extraordinară, atât de frumos mi se pare că arată acest deal. Dacă reușim să facem și în așa fel ca peste câțiva ani aici să fie pădure, cred că a meritat să ne întâlnim aici. Vă mulțumesc atât de frumos, sunt atât de emoționat să vă văd la fiecare pădurire Transilvania. Hai, mergem! Într-un număr atât de mare, așa de... Până acolo. Da, așa am ajuns la camera pe tot. Reverse mă atingă. La Tășuleasa nu este niciodată o surpriză dacă Mani de la Urmă mai trece printre noi și în loc să cânte cu formația Urmă face fotografii sau zboară cu drona. Nu este nicio surpriză dacă îl vedem pe Andrei Dăscălescu pe aici, l-am avut de câteva ori. 5.0, o pădure extraordinar de așteptată. Excelente!